Virgil Covrigel, cadastristul primăriei Slivile, se află acum internat la spital, la dezalcoolizare, după cum declară primarul Sorin Bucurescu. Acesta a fost găsit vineri căzut în șanțul din fața primăriei, mort de beat. Covrigel a depus plângere împotriva primarului pe motiv că l-ar fi bătut. Unii spun că este internat la dezalcoolizare, alții spun că ar fi prezent undeva să-și ia un certificat medico-legal, întrucât el când a coborât din microbuzul de persoane s-a și lovit, este, dacă se și observă în anumite fotografii, că este lovit pe față. Probabil dorește să pună și o plângere, nu știu ce să vă spun în momentul de față. Păi și împotriva cui plângere? Păi dacă va depune plângere, nu are decât să depună împotriva mea. Păi și de ce ar depune plângere împotriva dumneavoastră dacă ați fost cel care l-ați ajutat? Păi vedeți dumneavoastră, în situația asta fiecare dă vina să vrea să iese nevinovat. Probabil până la urmă se gândește că zice că o fi lovit de mine, dar acolo se vede clar că sunt doar niște zgrieturi. Sorin Bucurescu, primarul din Slivilești, este decis ca de această dată să ceară Comisiei de Disciplină desfacerea contractului de muncă lui Covrigel. În această situație, ținând cont că în decursul anului 2010-2011 am mai fost sancționat de aproximativ 4 ori, urmează să-i se desfacă contractul de muncă. Virgil Covrigel a mai fost până acum sancționat de 4 ori de Comisia de Disciplină. Ultima dată i s-a reținut 20% din salariu.